În luna ianuarie, Serviciul de Control a Relațiilor de Muncă din cadrul ITM a efectuat 163 de acțiuni de control la agenți economici de pe raza județului Mureș, având ca obiectiv depistarea muncii nedeclarate. În urma acestor verificări au fost identificate 73 de persoane care lucrau fără forme legale și s-au aplicat sancțiuni contravenționale pentru 55 de agenți economici. Pentru perioada 1-31 ianuarie, inspectorii ITM Mureș au aplicat 62 sancțiuni contravenționale a angajatorilor controle din care 42 au fost avertismente și 20 de amenzi pentru șase angajatori pentru muncă nedeclarată. Potrivit inspectorului șef Andrei Mureșan, a fost întocmită și o sesizare către parchetul Târgu Mureș de constatare a infracțiunii pentru primirea la muncă a mai mult de 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă. Valoarea totală a amenzilor aplicate în urma controlelor s-a ridicat la 94.700 de lei, din care 60.000 de lei pentru muncă nedeclarată. De asemenea, s-au dispus 459 de măsuri privind deficiențele constatate.